Toate Mântuitorule, îngerii o laudă în ceruri, iar noi pe pământ ne învrednicește cu inimă curată pe Tine să Te slăvim. Preacuvioase Părinte Stareț, cuvioși părinți, iubiți credincioși și credincioase, Hristos a înviat! Ne aflăm încă sub razele binefăcătoare ale învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Certitudinea învierii dă sufletului omenesc puterea de a munci necontenit pentru câștigarea împărăției lui Iisus Hristos. În lumina învierii, fiecare dintre noi își vede rostul și menirea fiecăruia în lume. Mântuitorul Iisus Hristos a înviat așa cum a spus în pătimirile sale în săptămâna premergătoare după 3 zile. Mântuitorul Iisus Hristos a înviat pentru ca să ne fie nouă mărturie pentru viața cea veșnică. Învierea lui Hristos o vedem astăzi ca ceea ce ne dă nouă salvarea și mântuirea vieții noastre. În lumina învierii vedem lumina faptelor noastre, pentru că lumina învierii luminează în întuneric și întunericul n-a cuprins-o. Fosta om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan. Evanghelia ce s-a citit astăzi în Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie ne amintește despre cel mai mare om născut din femeie, ca fiind înainte mergătorul Domnului. Nu este întâmplătoare Evanghelia ce s-a citit astăzi, ci ea ne amintește de misiunea pe care a avut-o Sfântul Ioan Botezătorul în pregătirea poporului pentru venirea Mântuitorului Iisus Hristos. Era întrebat de către mai mari farisei și saducheilor, cine este acesta, Ioan Botezătorul? Ești tu Hristosul? Ioan Botezătorul răspunde că el este cel care a venit să pregătească pentru venirea lui Iisus Hristos. El este cel care botează cu apă, dar cel care vine după dânsul va boteza cu apă și cu Duh Sfânt. E bine, înțelegem din aceasta că omul Hristos a murit, a pătimit și a înviat a treia zi, tocmai pentru a nu fi confundat cu un om istoric, cu un om așa cum este Sfântul Proroc și înainte mergător Ioan, pentru că prorocii sunt acele persoane care au pregătit venirea Mântuitorului Iisus Hristos. Însă adevărata înnoire este dată prin omul Iisus Hristos, cel ce s-a deșertat pe sine, chip de rob lung, făcându-se asemenea oamenilor. A luat haina smereniei, a venit blând și smerit tocmai pentru a ieși biruitor. Imnul învierii pe care îl rostim cu dragoste zilele acestea ne vorbește clar și lămurit că Hristos a înviat cu moartea pe moarte călcând. Despre care moarte? Moartea lui Adam celui vechi pentru a învia într-o nestricăciune, pentru a învia alături de Mântuitorul Iisus Hristos. Moartea reprezintă o certitudine a vieții noastre, care din nefericire noi oamenii nu vrem să o înfățișăm înaintea ochilor noștri, ci să facem din ea un prezent al vieții noastre, firește, pentru că moartea este cea care ne înspăimântă, pentru că moartea este asociată cu întunericul. Însă moartea lui Adam a fost înlocuită cu moartea într-o smerenie a Mântuitorului Iisus Hristos,
pentru ca să ridice firea noastră cea căzută în păcat. Nu este întâmplător, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos a fost trimis cu o misiune de către Dumnezeu Tatăl, acela de a ridica firea noastră cea căzută, firea omenească care moștenește păcatul primilor părinți, Adam și Eva. De aceea, Mântuitorul coboară la iad în ziua învierii sale și dezleagă porțile, astfel încât cei morți văd lumina, pentru că moartea este cea care are întuneric, dar învierea cea din morți este plină de lumină. Cine dintre noi nu-și dorește lumina? Cu toții vrem aceasta, pentru că lumina ne dă siguranță, ne dă ceea ce ne trebuie pentru a vedea frumusețile lumii. Întunericul ne înfricoșează. De aceea sărbătoarea Învierii este o sărbătoare prin excelența bucuriei, căci zilele acestea, timp de 40 de zile, Mântuitorul se află între noi. Mântuitorul este alături de ucenicii Săi, dar și de toată lumea. Timp de 40 de zile, Mântuitorul se adresează tuturor cu mesajul de pace vouă, pace în inimi și în sufletele noastre. Aceasta avem nevoie, iubiți credincioși și credincioase, în aceste zile de sărbătoare. Paștile este o sărbătoare ce ne amintește deopotrivă de pătimirile Mântuitorului Iisus Hristos, dar și de biruința vieții asupra morții, de biruința luminii asupra întunericului. Ce-ar fi dacă am trăit cu toții în întuneric? N-am vedea frumusețile lumii, n-am putea vedea semenii noștri. De aceea, lumina învierii trebuie să strălucească în sufletele noastre, dar mai cu seamă în faptele noastre pe care le săvârșim. În slava pe care o cântăm zilele acestea în cultul bisericii, rostim câteva cuvinte pline de înțelepciune. Fraților, să ne iubim și să ne iertăm unul pe altul și așa să ne îmbrățișăm și apoi să strigăm: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viații dăruindu-le. Pentru că aceasta ne dorim, ca morții să nu aibă suferința cea veșnică. Aceasta s-ar fi întâmplat dacă ne-ar fi limitat doar la pătimirile lui Iisus Hristos, fără ca El să învieze. Am fi fost și am fi vorbit astăzi despre o persoană istorică, despre persoana lui Iisus, dar nu despre persoana lui Iisus Hristos ca Mântuitor, ca Salvator, Cel care ne-a dat exemplu, Cel care a înviat a treia zi și ne-a dat nouă nădejdea, speranța că așa cum El a înviat a treia zi din morți, așa și noi vom învia după sfârșitul nostru firesc al vieții noastre. Pentru că Iisus Hristos a înviat din morți, noi ne dorim la rândul nostru să vedem lumina învierii, să fim alături de Mântuitorul Iisus Hristos. Iubiți credincioși și credincioase, reținem un aspect important din Evanghelia pe care am rostit-o astăzi în Sfânta Liturghie, că Mântuitorul a fost pregătit ca om asemenea nouă pentru ca noi să avem mărturie ca unul fiind dintre noi. Însă Mântuitorul a rostit ucenicilor și le-a spus: din lume v-am ales pe voi și de aceea vă urăște pe voi lumea. Însă noi, tocmai prin învierea Mântuitorului Iisus Hristos, am făcut ca noi
oamenii să nu ne urâm unii pe alții, ci avem exemplul Mântuitorului, avem exemplul Luminii care ne călăuzește spre fapta cea bună. Nu rămâne decât ca sub razele binefăcătoare ale Învierii să vedem faptele cele bune, să ne iubim unii pe alții, să iertăm tot ceea ce ne-au greșit semenii noștri după o perioadă de penitență, o perioadă a rugăciunii, vine perioada bucuriei și de aceea iertarea unuia către celălalt trebuie să se îndrepte cu sinceritate pentru ca sărbătoarea Învierii să fie trăită de fiecare dintre noi la adevărata valoare și adevărata înțelepciune bineplăcută lui Dumnezeu. Ne rugăm Bunului și Sfântului nostru Mântuitor să ne binecuvinteze și să-L simțim alături în vecii vecilor. Amin. Gracias.